Spitalul Municipal Orșova va desfășura în data de 28.05.2022 în Comuna Dubova, în satele Eibântal și Baia Nouă, o acțiune de voluntariat privind un screening al cetățenilor Comunei Dubova. Printre serviciile medicale prestate de către echipa Spitalului Municipal Orșova se află analize de laborator, colesterol, dar și trigliceride. Ampla acțiune de voluntariat privind screeningul populației va avea loc în acest weekend în Comuna Dubova. Spitalul Municipal din Orșova se va deplasa în satele Eibântal și Baia Nouă, o infrastructură medicală de specialitate. Spitalul Municipal din Orșova în 28.05 se va deplasa cu o infrastructură extrem de mare și costisitoare din punct de vedere al resursei umane și al aparaturii medicale în Comuna Dubova, însemnând satul Dubova, satul Eibântal și Baia Nouă. Acțiune care constă într-un screening al populației. Sigur, ce vom putea face într-o singură zi, vom sta de dimineață până seara, al populației din acea zonă, zonă pe care noi considerăm pentru începutul acestei acțiuni de voluntariat, o zonă vulnerabilă din punct de vedere al serviciilor medicale, poate sunt, să spunem așa, persoane care nu au beneficiat niciodată sau nu sunt deplasabile de servicii medicale și atunci noi, hai să spunem, medicii tineri, conducerea spitalului, voluntari, ne vom deplasa în aceste sate și vom încerca o evaluare, ceea ce nu înseamnă puțin lucru din punct de vedere al evaluării medicale. Vor fi două locații, una în satul Dubova pentru desfășurarea acestei activități medicale, precum și o altă locație în Eibântal. Totodată, persoanele nedeplasabile cu afecțiuni cronice grave vor primi din partea spitalului două paturi medicale complete cu saltea și telecomenzi pentru a veni în sprijinul suferinței lor. Serviciile medicale pe care noi le vom presta în data de 28, sâmbătă, la Dubova vor fi analize de laborator care includ colesterol, trigliceride, TGO, TCP, creatinină, coagulare, uree, etc., EKG, consultații de medicină internă, recoltare de test Babeș Papa Nicolau, ceea ce cred că este o noutate pentru că ne deplasăm cu infrastructură de obstetrică ginecologie destul de importantă ca să putem să facem un astfel de lucru, vom asigura inclusiv partea privată a lucrului, adică ne vom duce în afară de aparatură și cu acele panouri de delimitare, vom asigura intimitate, vom avea și partea nemedicală a lucrurilor, ce înseamnă tot softul, laptopurile necesare de racordare la rețea, ne ducem cu instalații electrice, ne ducem cu absolut tot ce trebuie. Adăugăm la cele de recoltare de test Babeș și Papa Nicolau, consultații dermatovenerologice, consultații de pediatrie, consultații de recuperare medicală, fizică și balneologie, consultații de urologie, cardiologie și ORL. Într-un cuvânt, ne constituim într-un spital mobil. Toate aceste investigații nu au obligativitatea de a prezenta un card de sănătate sau biletă de trimitere de la medicul de familie, deoarece aceste servicii medicale sunt pentru a ajuta persoanele din Comuna Dubova care nu au acces la servicii medicale.